Da, Luca. Ce i-ați făcut lui Ciprian? L-ați încolțit. Așa este? Nu. Nu? Dar cum este? I-am spus părerea noastră. Părerea voastră? Narcisa, ești de acord? Da, da, asta a fost acum câteva zile și... Nu, cred că e vorba de discuția de ieri de pe terasă. Da, 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 da. Haideți să urmărim împreună și revenim să discutăm cu ei. E normal să nu mai fiu cu tine ca înainte și tu o dai așa aiurea. Asta mă deranjează. Și tu acum să o dai că eu sunt geloasă? Dacă mie nu-mi place de el, cum să fiu geloasă? Alexandra era când stăteai tu cu la Luca, dar invers nu. Am înțeles. Eu sunt de vină pentru tot, crede-mă. Hai să discutăm despre altceva, dacă vreți. Dacă nu stăm pe silent. Ba, da. Așa e el. Are impresia că toată lumea îl place. Eu am spus că de ieri de când te-ai plimbat... Și s-a mâncat. Ești Ciprian pe care îl știu. Și asta l-am și afete acum pe terasă, că mi-e îmi place că pot să fac glume cu tine la fel și mai ales că fac cu Ina de față. Când te-ai îndepărtat data trecută cu Alexandra de mine, ce a fost? Eram cu Alexandra. Bă, oare ne place, oare nu știu ce. Și ți-am spus aici că Alexandra face aceeași chestie cu mine, cum a făcut cu Alexa, și după tu ai fost mai apropiat de Alexandra și eu, dacă îmi plăcea de tine, îți dai seama că încerca mai mult sau ceva. Poate eu m-am îndepărtat când a fost faza cu Armando și am recunoscut că mi-a plăcut Armando. Are o impresie bună despre el și na, nu pasă cu înceapă că s-ar putea să nu-l placă toată lumea. Da, acum ne simțim bine și cu tine. Nu, tu trebuie să înveți că nu ești în centrul atenției pentru toată lumea. Toate fetele îl plac pe el. Că, na, el are o impresie bună despre el și toate fetele mă plac. Lasă că ați dat-o voi bine cum că, auzi, vrea să inducă lumii că eu sunt geloasă. Mi-e sore aiurea. Exagerat, Narcisa. Să asta. Uite că așa sunt, ce vrei să mă schimb pentru tine, Ciprian? Cum am simțit că și am plecat și când mi-a zis Lică, hai zi și nu știu ce și din contră vine să... Doamne, nu mai îmi dați aceleași exemple zi de zi că nebunesc pe cuvânt. Păi, dar ce exemplu să dau? Mi se pare că te pui pe repeat. Dar ce exemplu vrei să-ți dau? Îmi toacă creierul când faci așa, mă jur. Cum e, Ciprian? Te plac toate fetele sau nu? Bineînțeles. Bineînțeles. A, bun, ne-am lămurit. Deci, da. Voi v-ați convins că așa e, Ciprian? Da. Noi îl știm. Dacă eu nu mă plac pe mine, cine să mă placă? Adică, ce așteptă să am de la altceva? Cum te-ai simțit când au venit fetele să vorbească cu tine și să-ți spună lucrurile pe care ți le-au spus? Dar nu e că au venit ele, m-am pus eu acolo, cred că lângă ele, nu mai știu. N-a fost o întâlnire, hai să... Da, da, bine, am înțeles. Cum ți s-a portat această conversație pe care... Dar nu e cu oricine, nu-i problemă. Adică discut cu ele și am lămurit situația. Ați lămurit situația? Da, 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 v-ați împăcat? De duminică, nu de acum. Da. Uh-huh. Ina, tu cum te-ai simțit că erai și tu acolo? A plecat. Cum ți s-a părut conversația? Mă amuză. De ce te amuză? Pentru că părerea mea, chiar dacă sunt doar de câteva zile în această casă, este faptul că ei de fapt se plac. Le face plăcere să se tachineze puțin. Vorbești de Narcisa și Ciprian, că eu nu... Lasă-mă, te rog, să spun, poate înțelegi până într-un final. Refer la tine și la Narcisa. Da? Deci glumele Narcisei îmi plac foarte mult. Iar Ciprian, când stă așa liniștit, cu minte, mă duc să văd ce face Narcisa. Deci am impresia că s-au creat relații frumoase de prietenie. Da, și exact. Eu sunt deschisă la glume, la conversații, îmi face plăcere. Aia încercam și Raluca să-i spun că nu-i vorba... Ei au spus că nu mă place pe mine ca și prieten, nu știu ce, de acord. Dar gelozia nu înseamnă neapărat că suntem iubiți și suntem geloși. Doar dacă... mă îndepărtez puțin, să zicem, o e ca și gelozie de prieten, atât tot. La ea mă refream și încercam să-i spun și ea nu că nu-mi place tine. Păi ok, nu-i problema de asta. Da, pentru că nu simt gelozie și mă deranjează că spui că e gelozie, pentru că nu simt. Adică nu, chiar nu mă deranjează că de nu mai petreci timp sau... Ok, super. Da, te simți marginalizată? Te simți dată la o parte din viața lui Ciprian aici în casă? Chiar, eu chiar mi-am dorit să vină cineva pentru... I-am și spus, înainte să intre fetele, îmi doresc să vină cineva pentru tine, să te văd într-o relație. Poți să confirmi asta, ți-am spus. Adică nu are de ce să mă deranjeze. Păi da, dar pare că ești destul de acidă la adresa Inei și... Nu, cum să treaba? Ina, pe mine mă deranjează el că a spus că sunt geloasă. Atâta. Și am lămurit. Asta a fost. Aha. Nu e nimic mai mult. Înțeles. Deci toate lucrurile sunt pe pace și toată lumea este bine, tot nu? E bine, da. E bine. Voi doi sunteți bine? Da, da. Foarte bine. Foarte.